Luni 17 iunie a fost prima zi în care traficul în zona sub pasajului Michelangelo a fost blocat. Astfel, șoferii timișoreni care nu au știut de această nouă restricție au fost nevoiți să circule pe rute ocolitoare și să stea minute în șir în trafic. Și cei care au circulat cu mijloacele de transport în comun au fost neplăcut surprinși să vadă că unele troleibuze fie nu mai circulă deloc, fie au rute ocolitoare. Din cauza lucrărilor la sub pasajul Michelangelo, autoritățile locale au anunțat că traficul în zonă va fi închis începând cu 17 iunie până pe data de 15 septembrie 2013. Îngrozitor. Dacă vă uitați pe sensul celălalt, până coada se întinde până aici. Groaznic, dar e necesar. Ce să facă? Trebuie să facă intersecția. Groaznic. Jale. 2 ore fac din complex până în Brâncoveanu. Catastrofal. Ne-a nemaipomenit, mă relaxez. Deci pleci dimineața de acasă și ajungi după masă la schimbul 3 la servici. Da, avem trafic închis în zona Michelangelo pentru că vrem să facem un subpasaj în zona Michelangelo. Și așa cum și-au închis traficul în zonele unde au avut mari șantiere și nemții și americanii și coreenii, dacă tot am fost în Coreea de Sud, așa închidem și noi românii, timișorenii. Ce ne tot mirăm atâta de lucrurile acestea? Sunt cele mai firești lucruri care se întâmplă. Când vrei să schimbi lucrurile, când vrei să faci o modernizare radicală într-un oraș, trebuie să treci printr-o perioadă în care ai tulburări, ai perturbări. Numai un om redus la minte nu înțelege asta. Ori timișorenii sunt oameni cu mintea deschisă, sunt oameni care își cunosc binele și care înțeleg lucrurile foarte bine. Noi, în loc să ne bucurăm că avem o mare lucrare în desfășurare, venim toată ziua să spunem că s-a închis circulația în zonă. Lucrările la noul pasaj rutier subteran și reabilitarea podului Michelangelo, un proiect pe fonduri europene inițiat de fosta administrație Ciuhandu și pus în practică de administrația Robu, ar trebui să fie gata în vara anului 2014, potrivit autorităților locale. Acesta vizează realizarea unui pasaj rutier subteran cu o lungime de aproximativ 500 de metri pe relația Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Vasile Pârvan și reabilitarea podului Michelangelo.